Prima oprire a caravanei RTS a fost în comuna Budoiești. Știți de ce am venit noi aici la noastră? Să aducem un mărțișor și o floare. Să vă spunem că primăvara aceasta e primăvara RTS-ului. Primăvara este în sufletul nostru. Să vă dăm la cât mai multe primăveri în viață. O zi minunată, o primăvară extraordinară. Vă mulțumesc și dumneavoastră la fel. Toate să trăiți să ne mai dați. Să rămână așa face. Și multă sănătate să vă dea Dumnezeu și dumneavoastră și nouă. Vă mulțumim foarte mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Zile frumoase, minunate, primăvara a venit. Acesta este simbolul pe care vi l-am adus. Și această primăvară este primăvara RTS. Foarte frumos. Nu mă așteptam. Vă dați seama că nu mă așteptam. Frumos, mulțumim frumos. Nici cadrele didactice împreună cu elevele școlii Constantin Rădulescu Motru din Butoiești nu au fost uitate. Să fie veșnic tinere și frumoase ca primăvara. De la Butoiești, caravana RTS și-a continuat drumul până în comuna Grozești. Fie că a fost vorba de bunicuțe, doamne în floarea vârstei, ori eleve de gimnaziu, toate au primit în dar un simbol menit să le aducă zâmbetul pe chip. O floare și un mărțișor. Măcar ai primit anul ăsta mărțișor? Nu am primit. De-aia vine la noi ca să primești. Să trăiți, să mă mai aduceți. Campania RTS continuă până pe 8 martie. Până atunci, caravana radio-televiziunii Severin va străbate județul de la un capăt la altul pentru a aminti doamnelor și domnișoarelor cât de speciale sunt.